este că vrem să creăm cadrul legal pentru aplicarea unui sistem viabil de garanție returnare a ambalajelor care pot fi reciclate. Asta urmează să se facă în termen de 60 de zile de la apariția ordonanței, dar am vrut să o prevedem aici. Pentru că ce înseamnă asta concret? Înseamnă că acest sistem de garanție returnare presupune ca producătorii să-și declare ambalajele reutilizabile, iar comercianții să accepte să primească de la populație ambalajele rezultate din produsele consumate și care mai apoi vor intra în circuitul de refolosire și reciclare. Cum am spus, în termen de 60 de zile, Ministerul Mediului va elabora actul normativ pentru acest sistem.